Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiru, iar aceasta este o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitatul meu din această seară este domnul președinte Costel Fota, președintele Consiliului Județean Galați. Bine ați revenit alături de noi, domnule președinte. Bună seara, bine v-am regăsit. Pentru dumneavoastră, telespectatorii dumneavoastră, vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să discutăm despre ceea ce a făcut în ultimii 4 ani Consiliul Județean în ceea ce privește sănătatea gălățenilor. Pentru că presupun că aceasta a fost zona în care v-ați manifestat cu preponderență, atâta timp cât a susținut și susțineți în continuare că este prioritatea dumneavoastră numărul 1. Da, prioritatea Consiliului Județean, cel puțin din 2016, de când am devenit președintele Consiliului Județean, am spus că prioritate, sănătatea. Și bineînțeles, nu a rămas niciun spital din subordinea Consiliului Județean în care să nu investim. Nu a rămas niciun spital din subordinea Consiliului Județean în care să nu facem proiecte. Nu a rămas niciun spital din subordinea Consiliului Județean în care să nu venim cu proiecte cu finanțare europeană. Pentru că este foarte important de știut lucrul ăsta și vreau să fac aici o mențiune, pentru că mulți spuneau, domnule, dacă adunai toate sumele astea, ai fi construit un spital nou. Nu s-ar fi putut construi un spital nou, pentru că un spital regional de banvergura celui pe care îl avem acum, Spitalul Județean, costă peste 300-400 de milioane de euro. În al doilea rând, toate sumele pe care le-am investit în sănătate provin din diverse axe de finanțare, din programe diferite. De exemplu, pe program operațional regional, pe axa 4, avem partea de eficiență energetică a spitalelor. Avem alte proiecte vis-a-vis de proiecte transfrontaliere pe ceea ce înseamnă dotarea cu aparatură medicală a spitalelor. Dotarea și extinderea ambulatorului de specialitate pe o altă axă de finanțare, o altă axă de finanțare cu fonduri europene. Da, de asta vă spun că nu am fi putut ca această sumă de 70 de milioane de euro investită în spitalele din subordinea Consiliului Județean să fi avut posibilitatea să o fi pus într-un coș. Și putem să le luăm pe rând. De chiar exemplu, aș vrea să începem la modul organizat. De exemplu, spitalul de la Gănești, care în câteva zile, zic eu, că vom tăia panglică la el. În momentul de față mai sunt câteva componente de montat la liftul spitalului. Spital complet nou. Deci un spital complet nou, de la zero, acolo era un teren viran al comunei Cavadinești, l-am luat și am construit un spital nou de la zero, cu subsol, cu etaj 1, etaj 2, etaj 3. Este un spital nou de la zero. De ce era necesar acest spital? Era necesar din cauza că pacienții de acolo stăteau în camere cu câte 5-6 pacienți în cameră și erau câte 3-4 saloane la un singur WC-ul și acea toaletă din aia turcească. Și atunci am luat decizia. Presupun că nu erau respectate normele în vigoare. Gândiți-vă că nu numai că nu erau respectate normele în vigoare, dar este o clădire care are peste 100 și ceva de ani de zile. Are o vechime foarte mare și atunci ea a fost construită și gândită pentru circuitele de acum 100 și ceva de ani de zile. Nu aveam unde să relocăm bolnavii pentru a interveni și pentru a reconfigura acea clădire, pentru că acolo trebuie să făcute lucrări de consolidare și reconfigurarea întregului circuit pentru bolnavi și tot așa mai departe, și atunci am luat decizia să construim un spital nou. Și gândiți-vă numai la un singur aspect. Mulți îmi spuneau atunci că, dom'le, ești nebun că investești într-un spital unde nu știe nimeni de el, pentru că mulți pe care îi întrebi în Galați dacă știu de unitatea medico-socială la Gănești, nu știe nimeni. Și atunci am luat decizia pentru acei oameni, asta vă spuneam, am luat decizia pentru acei oameni care acum 15 ani, acum 20 de ani, acum 25 de ani, din cauza bolilor neuropsihice pe care le-au, au fost internați acolo. La început mai veneau familiile la ei, mai veneau părinții, mai veneau prieteni, mai veneau frați. După o perioadă de timp, de 5-6 ani de zile, acei oameni nu au văzut pe altcineva decât doar personalul medical de acolo, infirmierele,
personalul medical, asistentele, îngrijitorii și muncitorii din curte, atât oamenii au reușit să vadă. Și atunci am luat decizia clar că trebuie să facem ceva pentru acei oameni și am luat decizia de a le construi un spital nou, complet dotat, mobilat, dotat începând de la bucătărie cu tot ceea ce înseamnă mașini de gătit, aragaz, frigidere, absolut tot ce au nevoie, mașini de curățat, cartofi, absolut tot ce a fost nevoie, totul este nou, țiplă, mașini de spălat, vase și tot așa mai departe, cu sală de relaxare, bineînțeles, în fiecare salon sunt maxim 3 paturi, 2 paturi, sunt saloane cu 2 paturi, sunt saloane cu 3 paturi, dar fiecare salon are baie, are toaletă, are duș, fiecare salon are pat nou, saltea nouă, noptieră nouă, absolut totul este nou, este țiplă în momentul de față. Am fost acolo și am văzut compartimentarea, este extraordinar, înțeleg că vor avea inclusiv medic stomatolog care va veni acolo, în farmacie. Spun, fiecare nivel are câte o sală de mese, fiecare are inclusiv, așa cum spuneați și bine ați menționat, în momentul de față se lucrează la montarea scaunului stomatologic, pentru că acei oameni, sunt 150 de oameni acolo. 150, deci nu vorbim de 10 oameni sau de 20 de oameni. Sunt 144 de oameni. Asta este numărul exact de pacienți pe care l-are Unitatea Medico-Socială Gănești, iar oamenii au nevoie de ajutorul nostru, au nevoie de sprijinul nostru. Inclusiv bazine pentru depozitul de apă, inclusiv bazine pentru cisterne, pentru depozitul de carburant, astfel încât să fie asigurat, pentru că foarte greu, dacă ai o iarnă grea, foarte greu să ajungă o cisternă cu motorină să ducă carburant acolo, să asigure combustibil pentru încălzit și pentru funcționare. Și atunci a luat decizia exact să le construim absolut tot ce au nevoie, inclusiv curtea este dalată, spații, și o să le facem și alte spații de relaxare, pentru că terenul permite. Iar după ce vom reloca pacienții din clădirile vechi în clădirea nouă, vom vom avea un program de reabilitare a spațiilor pe care în momentul de față nu le vom mai folosi, pentru că relocăm o parte din pacienți. Adică, sincer, este o mare bucurie și o mare satisfacție că reușim să facem ceva pentru acei oameni. Credeți-mă că este... Am o mulțumire sufletească pe care nu o pot exprima în cuvinte, faptul că și oamenii aia vor beneficia în câteva zile, 10-15 zile, vor beneficia de niște spații decente, umane și, bineînțeles, la standarde europene. Asta este spitalul de la Gănești. Nu știe nimeni. Cred că este esențial să empatizăm, credeți-mă, cu cei care nu se pot ajuta singuri. Este dacă atât de important. Întreb pe cineva de la Poiana sau întreb pe cineva de la Priponești sau de la Matca sau de la Tecuci sau chiar din Galați, unde este Gănești, unde județul Galați, sunt mulți dintre oameni care nu știu, pentru că nu au avut treabă în zona aia de Cavadinești, în zona aia județului, pe Valea Prutului. Nu au avut treabă și atunci nu știu oamenii de Gănești. Dar acolo există un spital, iar acei oameni își fac treaba și credeți-mă că își fac treaba bine și le mulțumesc pentru că au grijă de acei pacienți care la rândul lor au fost, din păcate, abandonați de familiile lor. Da, sunt povești absolut răvășitoare, dramatice, dar care există și este bine să fim cu fața către ele, nu să le tratăm vreodată cu indiferență. Corect. Aș vrea să ne ocupăm acum și de obiectivul pe care îl vedem cu toții în fața noastră. Suntem martori la ceea ce se schimbă la Spitalul Județean și sunt lucruri pe care nu le vedem, dar se întâmplă în interiorul Spitalului Județean. Da, se întâmplă consolidarea Spitalului Județean, este o lucrare foarte, foarte amplă. Era o lucrare absolut necesară. Păi, dacă nu am fi făcut consolidarea Spitalului Județean, nu ar mai fi obținut autorizație de funcționare. Deci sunt, da,
sunt foarte multe spitale în țară care, la ora actuală, abia reușesc să obțină autorizația de funcționare, pentru că, din punct de vedere al stabilității la un, eu știu, cutremur sau în eventualitatea unui cutremur, acele spitale au ca și rezistență la o, nu știu, intră într-un grad de risc seismic de 2 sau de 3, adică sunt pe categorii, iar Spitalul Județean avea gradul 3 de risc seismic. Nu era pericol să se dărâme, dar, într-adevăr, de 50 de ani, stabilitatea lui era șubrezită. Și atunci, ca să poți să obții autorizație de funcționare, trebuie să îl consolidăm. În momentul de față se consolidează, mai mult de jumătate din Spitalul Județean este consolidat, se lucrează pe tronsoane, pentru că el este împărțit în 5 tronsoane, și se lucrează pe tronsoane, se lucrează intens, se lucrează și noaptea, și la ora 3 dimineață și la 4 dimineață. E șantierul activ și noaptea. Este, pentru că în momentul în care consolidez, pe stâlpii de rezistență, de jur împrejur, se cămășuiesc cu un cu fier beton și apoi se toarnă betonul. Bineînțeles, asta ce înseamnă? Înseamnă că acel stâlp crește în dimensiune și atunci trebuie să muți puțin conductele de fluide menajere, pentru că la subsolul spitalului sunt acele magistrale pentru conductele de fluide menajere și atunci trebuie să mutate. Ori ca să muți o conductă din aia, trebuie să oprești undeva apa. Și atunci, când are cea mai puțină activitate spitalul, la 3, la 4 dimineața, și astfel că oamenii opresc jumătate de oră sau o oră pe un anumit tronson, pe o anumită coloană, opresc apa sau opresc partea de scurgere a fluidelor menajere ca să poată să mute țevele. În paralel se desfășoară și celălalt proiect de eficiență energetică unde înlocuim aceste conducte. Iarăși, ca să poți să înlocuiești o magistrală din aia, trebuie automat să oprești undeva scurgerea. Și treaba asta iarăși se poate întâmpla doar dimineața la ora 3 sau la 4 dimineața, când activitatea este mult mai redusă. Pentru că spitalul este în continuare activ. Spitalul funcționează, acolo sunt pacienți internați, acolo sunt cadre medicale care își desfășoară activitatea și trebuie să funcționeze în continuare, pentru că sunt două aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul. Unu, trebuie să asigurăm servicii medicale pacienților, iar Spitalul Județean, ca și complexitate, are toate specialitățile, adică în regiune este singurul spital care corespunde tuturor cerințelor și are toate specialitățile. În schimb, mai este un aspect care nu-i deloc de neglijat, un spital care nu produce servicii medicale nu poate să încaseze bani de la Casa de Asigurări de Sănătate și atunci nu poate să-și plătească angajații. E un lanț aici, trebuie să îmbine acest puzzle, tot timpul trebuie să fie așa o chestie de comuniune, astfel încât să putem să executăm și lucrările de investiții, pentru că și aceste lucrări sunt cu fonduri europene și au un grafic de realizare și spitalul trebuie să funcționeze, pentru că dacă nu produce servicii medicale și nu asigură servicii medicale, nu își încasează banii de la Casa de Asigurări de Sănătate și bineînțeles că dacă nu funcționează Spitalul Județean, nu poți să asiguri toate specializările și nu poți să asiguri intervenții și servicii medicale, pentru că ce are județeanul nu are nici Brăila, nici Tulcea, nici Buzău, nici spitalele din zonă, din regiune. Și spitalul se comportă, așa cum am mai spus, în momentul de față oricum se comportă ca un spital regional pentru cel puțin 5 județe limitrofe Galațiului. Și atunci trebuie să îmbinăm acest puzzle, mai ales că sunt circuite COVID și circuite non-COVID. Pe unde intră persoanele care sunt suspecte pentru și ajung în zona tampon până vine rezultatul de la testul PCR și persoanele care merg spre secție să fie tratate. Adică este foarte greu să faci ca toate lucrurile astea să funcționeze, dar trebuie.
Altfel, nu ne încadrăm în graficul de implementare al proiectului, altfel nu facem consolidarea, altfel nu putem să obținem autorizație de funcționare al spitalului, nu putem tot așa mai departe să oferim servicii medicale. Mă leg de cuvântul regional pe care l-ați rostit și știu că avem Centrul Regional de Tratare a Cancerului acum, pentru că avem și aparatură de ultimă generație care a venit la Spitalul Județean așa pentru este. Acest lucru. Așa este. În 2019, la sfârșitul anului, am inaugurat secția de radioterapie, zic eu, una dintre cele mai moderne secții de radioterapie. O secție de asemenea nou construită. Este nou construită, ea a fost s-a făcut o construcție pe verticală deasupra buncărelor. Acolo, sub acea clădire, sunt două buncăre care au fost consolidate, reconfigurate pentru a putea introduce și a funcționa acceleratorul linear de particule. Iar la exterior, pe partea de verticală, a fost construită clădirea nouă, unde este centru de comandă pentru acceleratorul linear de particule și, bineînțeles, sală de curs, cabinete pentru medici, cabinete pentru asistente, toalete, vestiare și tot așa mai departe, pentru ca ea să fie funcțională. Este prevăzută cu un lift, apare, vine pacientul, lasă mașina în parcare, apoi urcă în lift, coboară în buncăr, să face procedura de cu acceleratorul linear de particule, apoi după ce termină procedura, urcă cu liftul și iese și ia mașina din parcare și pleacă acasă. Da, unii spun, domnule, e o construcție acolo deasupra, dar nimeni nu știe ce este în subsolul acelei construcții, adică ca să nu mai spunem că a venit și pe Țitiu. Sunt mii de tone de beton băgate acolo. Este ceva ce e inimaginabil ce este sub acea clădire. Este un buncăr în care a funcționat un cobalt teratron care iradia foarte mult. Era radioactiv și atunci e o altfel de construcție. Pereții trebuie să fie cămășuiți cu... E o tehnologie specială. Da, la spitalul, pentru spitalul județean, pentru secția de radioterapie, am achiziționat și un PET-CT. Un PET-CT care ajută la o diagnosticare mai corectă a cancerului și dacă mai sunt celule canceroase rămase netratate după terapia cu acceleratorul linear de particule. Da, sunt lucruri care se întâmplă la Galați. Sunt lucruri care nu se văd, înțelegeți? Sunt lucruri care nu se văd, că sunt la subsol. Doar cei care sunt beneficiari. Iar cei care sunt beneficiari sunt 18.000 de oameni care sunt înregistrați la secția de oncologie a Spitalului Județean. Sunt 60 de pacienți zilnic care vin din Galați, din Brăila, din Vrancea, din Buzău, din Tulcea, chiar și din Brăila, să facă radioterapie la Galați și sunt peste 7.000 de proceduri de radioterapie cu acceleratorul linear de particule începând din luna decembrie până în momentul de față, adică peste 7.000. Iar gândiți-vă că zilnic sunt 60 de pacienți care beneficiază de tratament. Da, oamenii ăia știu, dar cei care nu s-au intersectat sau nu au luat contact cu un astfel de bolnav, nu au de unde să știe ce se întâmplă acolo, dar am satisfacția enormă că sunt lucruri bune, sunt lucruri frumoase care se întâmplă. Nu poate să n-au de unde să știe foarte mulți, pentru că eu tot spun, tot vorbesc și tot arăt, dar nu reușesc să cuprind și să informez atât de bine pe toată lumea, să știe toată lumea, pentru că fiecare are agenda lui și fiecare are problemele lui și nu toată lumea citește. Am adus la Spitalul Județean unul dintre cele mai performante computer tomografi din România. Adică dacă la nivel de Galați, la nivel de centre de radiologie, unde sunt computere tomograf, la ora actuală aceste computere sunt de 18, de 22 de slice-uri, iar cel pe care tocmai l-am înlocuit la Spitalul Județean avea 12 slice-uri. Iar unul avea 6 slice-uri. Iar ăsta pe care l-am achiziționat acum are 128 de slice-uri. Ce înseamnă aceste slice-uri? O să
înseamnă practic acuratețea. Sunt niște discuri care, cu ajutorul cărora reușești să ai o acuratețe mai bună a imaginii, a pozei pe care o faci pe tumoră sau pe un anumit organ. Și asta înseamnă... Așadar, un factor esențial pentru diagnosticarea corectă. Este, gândiți-vă care este diferența dintre un computer tomograf care are 22 de slice-uri sau unul de 22 de slice-uri cu unul de 128 de slice-uri. Astfel de computere se folosesc doar în institutele de cercetare, dar am vrut să avem și la Galați. Ok? Și acum, cei care beneficiază știu despre lucrul ăsta. Dar cei care nu beneficiază, ăsta fiind montat la subsolul Spitalului Județean, nu are lumea de unde să știe. Poate părea un proiect incident față de lumea medicinei, dar parcarea supraetajată din curtea Spitalului Județean are un rol mult mai profund decât de a asigura locuri de parcare pentru personalul medical și pentru aparținători. Pentru că ea urmează să fie extinsă și acolo să existe un heliport. Da, în momentul de față suntem în plin proces de achiziție pentru a desemna un proiectant care să facă proiectul tehnic, pentru că vrem ca acea parcare supraetajată din curtea Spitalului Județean, o parcare de peste 300 de locuri, să o mai extindem cu încă un nivel, astfel încât să mai creăm încă 150 de locuri, să ajungem la 450 de locuri de parcare, iar deasupra acelei parcări supraetajate să avem un heliport. Un heliport care va fi prevăzut și cu un sistem de balizaj, astfel încât elicopterele să poată să atereze. Elicopterele SMURD. Elicopterul SMURD. Da. Că despre elicopterul SMURD este vorba, sau elicopterele SMURD care pot să, ar putea să ajungă la Galați și să aterizeze inclusiv pe timp de noapte. Parcarea va fi prevăzută și cu un lift exterior, astfel încât în momentul în care aterizează elicopterul, pacientul este scos pe targă, urcat în lift, coboară și apoi intră la, în 2 minute, 3 minute maxim, intră în unitatea de primire urgență, care și aceea va fi extinsă. Adică sunt lucruri care se întâmplă, adică sunt lucruri concrete, sunt lucruri palpabile, nu sunt vorbe în vânt și nu sunt fantasmagorii. Da, se întâmplă la Galați. Și nu a fost un proiect care a început cu ușurință, mă gândesc la ansamblul Spitalului Județean. Probabil că au fost lucrurile acestea văzute de la început toate sau au apărut ca idei pe parcurs? Unele dintre ele erau ca idei de la începutul, mandatului. Pentru că știam clar, partea de consolidare a Spitalului Județean se știa foarte clar că trebuie făcută, că altfel nu primim autorizație de funcționare. Și atunci vă dați seama că știam și trebuia să fac lucrul ăsta. Știam foarte bine că trebuie să facem bunkerul să-l și extinderea exterioară pentru secția de radioterapie, pentru că incidența și numărul crescut de persoane cu afectate de această boală numită cancerul era foarte mare și era în creștere. Da, într-adevăr, parcarea supraetajată este un proiect pe care l-am... Proiectarea a fost făcută încă din mandatul 2012-2016, când eram împreună cu doctorul Bacalbașa, dumnealui era președinte atunci, și parcarea supraetajată este un proiect pe care l-am început în 2015. Bineînțeles, nu era gândit să fie prevăzut cu heliport. Ideea de a avea heliport mi-a venit în momentul în care am început să construim și am văzut că aterizând pe acolo unde avem hangarul în momentul de față, aterizând pe pista din curtea Poliției de Frontieră, gândiți-vă că de la Poliția de Frontieră până la spital, o ambulanță poate să facă și 15 minute în funcție de cât de aglomerat este traficul, și atunci am luat decizia că avem nevoie de o astfel de investiție. Mai ales că se poate ateriza inclusiv, s-ar putea ateriza inclusiv pe timp de noapte, cu mențiunea dacă condițiile meteo permit. Domnule președinte, vă propun să rămână emisiunea cu va urma, pentru că n-am ajuns nici măcar cu subiectul la UPU și la extinderea acestuia sau la extinderea ambulatorului și mai sunt atâtea lucruri de vorbit despre Spitalul Județean și proiectele care îl schimbă inclusiv vizibil. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Oricând, cu plăcere. Vă iar mulțumesc dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere!